păcatul, fraților, surori iubite și popor răscumpărat, mă prezint căci sunt chemat și vă spun să vă sfințiți. Cât încă mugul fumegă, Iisus mai dă o șansă. Te îmbracă cu puteri divine și în candele îți toarnă un de lemn. Atenție mărită la privire, la nivel sentimental, căci Amnon amarnic a fost chinuit și a căzut bolnav în pat. Păcatul devastează viața, precum Amnon cu sora lui Tamara. Actul tragediei se petrece și atunci Amnon paralizează. Nu vă jucați cu actul tragediei, omiteți șoaptele străine, păstrați închisă poarta minții, ca aluatul să nu se dospească. Păcatul paralizează ta gândire și conștiința ți-o pătează, căci ai pierdut din unde lemn când ai căzut în neveghere. Păcatul îți topește ataleoase, căci ungerea cu un de lemn tu nu mai ai, și cancerul păcatului intra ta în metastază și mântuirea ți-ai pierdut. Caut un om după a mea inimă, să-nalțe zidul de protecție ce-ai dărâmat. Prin post și rugăciune cu credință, eu, Domnul, voi lucra la zidul dărâmat. Pregătire, pregătire, strigă Duhul Sfânt, creștine, curățește-ți haina nunții, de vrei să te întâlnești cu mine. Lasă turtele Tamarei, că-ți paralizează mintea. Fugiți, fugiți de pofta firii și curățiți-vă al vostru veșmânt. Pregătește de popor ca să te întâlnești cu mine, căci te vreau cu gelozie, numai pentru mine. Vino, dar, te rog în fire. Consecințele păcatului creează instabilitate și apoi a tale rugăciuni lipsite de putere sunt. Vino, vino azi la Dumnezeu, ca să nu fii omorât ca și Amnon, de vei asculta a lui chemare, îmbrăcat vei fi cu noi puteri. Țineți-vă în stăpânire ale voastre trupuri, căci este templul Duhului cel Sfânt și sfânt el vrea să fie. Curat și fără nici o pată, precum e o mireasă, și atunci veți putea striga, vino, Doamne, și ne ia. Amen.